Detectivii particulari din România sunt atât foști angajați ai Ministerului de Interne, dar și oameni care au dovedit că au calitățile necesare pentru a practica această meserie și au trecut toate testele cerute de lege. Reprezentanții acestei prezde vor ca cetățenii să înțeleagă că detectivul nu trebuie confundat cu autoritățile. Este o industrie, până la urmă, investigația profesioniștilor, care, în baza acestei legi 329/2003, poți să coleagă date și informații din orice domeniu de activitate. Asta înseamnă că poți să obțină informații pe care să le furnizeze cetățenilor, dar și instituțiilor statului. Dacă în trecut meseria de detectiv particular era asociată cu rezolvarea cazurilor de infidelitate, acum cei care practică această profesie, indiferent de țară, oferă servicii de investigații private, în special companiilor, instituțiilor financiare, caselor de avocatură sau companiilor de asigurări. Investigațiile private câștigă tot mai mult teren în ultima perioadă, mai ales de când autoritățile sunt nevoite să intervină în acte de terorism sau pentru a stopa fenomenul infracțional, care a crescut foarte mult în ultimii ani. Din 2011, Patronatul Detectivilor Particulari din România face parte din Organizația Mondială a Detectivilor Particulari, iar la sfârșitul lunii august, România va prelua timp de un an președinția acestei asociații. Avem deja 18 membri în Asociația Mondială din România, foarte bine reprezentați și ca teritoriu. Avem din Constanța, avem din Baia Mare, din București, evident. Am reușit să le dovedim că suntem la nivelul lor și, fără falsă modestie, de multe ori mult peste ca profesionalism și ca activități. Mai mult decât atât, la întrunirea de pe 27 august, care va avea loc la Stockholm, va fi semnat și un parteneriat cu Asociația Internațională a Polițiștilor.